A cui e Transilvania până la urmă? Raporturile româno-maghiare au în urmă o istorie palpitantă despre acest subiect, complicată pe alocuri, plină de conflicte și de conciliări, de atitudini egoiste și de generoase deschideri. Secole la rând, pentru unele zone aproape un mileniu, românii veniți în contact cu ungurii au fost tratați ca supuși, nedemni de a fi cetățeni cu drepturi depline. Au fost și români destui care au considerat că venise momentul istoric mult așteptat de a se răzbuna pe secolele de umilință. Astăzi lucrurile par mult mai destinse și cred că a contribuit la aceasta și integrarea României și Ungariei în aceleași alianțe europene și euroatlantice. Prima mărturie a unor contacte româno-ungare e cuprinsă în Gesta Hungarorum, Faptele Ungurilor, lucrare elaborată de un cronicar anonim al unui aproape la fel de anonim rege Bela cândva prin secolul al XI-lea, reluată ulterior, dar referitoare la întâmplări de până în anii 1060. Cronicarul maghiar cu studii la Universitatea Occidentală, în Italia se poate, spune că o ceată de unguri a trecut probabil după anul 900 dinspre Bihor, dincolo de pădure, Transilvan, unde a întâlnit o țară bogată, cu câmpuri cultivate, cu sare, materii sărate, cu aur prezent până și nisipul râurilor, locuită de români și slavi, țară în care domnia o avea un anumit român numit voivodul sau ducele Gelu. De aici au pornit și neînțelegerile dintre istoricii români și cei maghiari. Aceștia din urmă afirmă că totul nu ar fi decât o contrafacere, fiindcă românii nu puteau fi în anul 900 în Transilvania, pe când românii spun că nu e nimic mai firesc decât prezența românilor latinofoni aici, pe locurile fostei provincii romane Dacia, unde s-a plămădit poporul român. Dincolo de dispute prezente mereu între cele două popoare, viața a decurs normal. Între secolele 11 și 13, după cucerirea Banatului și a părților vestice, Transilvania a devenit provincie, voievodat a regatului Ungariei până la destrămarea acestuia, în 1541 de otomani. Primele mențiuni scrise despre români nu-i pomenesc pe aceștia decât în postura de victime cărora li se răpește ceva sau de condamnați pentru fără de legi. Deși au fost acceptați o vreme în structurile puterii, alături de nobili, de sași și secui, românii au fost tratați în general ca popor cucerit cu sabia și supus. Discriminarea a fost inițial socială și confesională. Nimeni nu putea stăpâni pământ fără act scris de donație regală. Dar românii din secolul al XV-lea au ajuns să fie asupriți și sub aspect etnic, iar această asuprire etnică s-a accentuat mereu. E cunoscut exemplul lui Iancu de Hunedoara, al cărui fiu, Matia Corvin, a devenit chiar regele Ungariei. Aceștia s-au desprins din sânul neamului lor. Între 1541 și 1688, Transilvania a fost principat autonom sub suzeranitatea porții otomane. Acum, discriminarea românilor a fost consfințită prin documente cu putere de lege. Țara a fost condusă de trei națiuni, unguri, sași și secui, și patru confesiuni, calvină, luterană, unitariană și catolică. Românii ortodoxi, majoritatea populației, nu se regăsesc nicăieri în eșichierul puterii, ei fiind considerați răbdați, acceptați în țară, până va dura bunul plac al cetățenilor. În 1600, Mihai Viteazu, singurul principe care a condus Transilvania în nume românesc, încercat să-i ridice pe român la egalitate cu națiunile și religiile privilegiate, dar fără succes. În 1688 până în 1918, Transilvania a fost, sub forme diferite, partea puterii Habsburgilor și, în tot acest timp, discriminarea s-a adâncit încât românii și-au organizat o mișcare de emancipare națională ca și celelalte popoare asuprite din Imperiul Austriac. Chiar și unirea cu Biserica Romei a fost privită de români ca o formă de emancipare, de accedere spre egalitate cu națiunile privilegiate. Secole la rând, pentru unele zone aproape un mileniu, românii veniți în contact cu ungurii au fost tratați ca supuși, nedemni de a fi cetățeni cu drepturi depline, fără școli, fără drept de a clădi biserici în orașe, de a locui acolo, de a învăța meserii și de a ocupa funcții publice. Singurele lor drepturi erau munca tăcută și fără de odihnă, plata dărilor către stat, nobili și uneori biserica catolică și serviciu militar. Românii astfel erau principalii purtătorii sarcinilor publice, dar erau socotiți locuitori de mâna a doua, cu drepturi limitate. Discriminarea i-a adus în situația a fi un popor fără elite, fără științe de carte și mai ales fără averi, fără baza materială a puterii. Toate astea au creat în rândul românilor o mentalitate de supuși sau de slugi, iar în rândul maghiarilor o mentalitate de stăpâni. La începutul secolului 20, dacă este să facem un soi de bilanț, poporul român era cel din urmă din popoarele de bază ale Transilvaniei, categoric cel mai numeros,
cel mai sărac, cel mai puțin instruit și cel mai disprețuit acolo. Când ți se inoculează timp de generații, ideea că ești incapabil, leneș și prost, începi să crezi și tu acest lucru și să te porți ca atare. După 1918, lucrurile s-au inversat din multe puncte de vedere. Transilvania, conform deciziei majorității populației, două treimi dintre locuitori, la 1 decembrie 1918 și confirmării marilor puteri la Conferința Păcii de la Paris, a devenit parte integrantă a regatului României. România ajungând stăpâni, iar maghiarii devenind pentru prima oară în istoria lor minoritate națională și religioasă. România s-a angajat să respecte la insistențele marilor puteri și conform unor angajamente luate de participanții la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, un cod al drepturilor minorităților pe care le-a prevăzut în mare măsură și Constituția din 1923. Ca întotdeauna, de la litera legii până la aplicarea ei e o diferență. Au fost și români destui care au considerat că venise momentul istoric mult așteptat de a se răzbuna pe secolele de umilință, de privări de libertate, de bunuri, de dispreț și batjocură. Natural, aceștia, neputându-se răzbuna pe vinovații de odinioară, își vărsau năduful pe urmașii celor de mult, care nu aveau nicio vină. Au fost și maghiari, orgolioși, sfidători, care au refuzat recunoașterea autorității statului român, au îndemnat la ură și răzbunare, continuând preferarea injurilor la adresa românilor. La înființarea Universității Românești din Cluj, în 1919, s-a scris și s-a spus clar că întreprinderea valahă nu va putea fi decât un eșec de proporții, fiindcă românii nu sunt capabili de muncă intelectuală, cercetare și educare superioară. După recunoașterea internațională a apartenenței Transilvaniei la România, s-a insinuat că dreptul românilor va duce la pierzanie această provincie frumoasă și bogată, floarea Ungariei de odinioară, văduvită de opinca valahă. Anul 40 a venit pentru România ca un trăznet. Jumătate din țară a fost dată pe tavă străinilor. Ungaria a primit prin dictatul de la Viena jumătate din Transilvania, cu majoritatea etnică românească. În acest fel, violențele de toate tipurile s-au dezlănțuit fără milă în partea cedată. Regimul comunist instaurat treptat după 45 deopotrivă în Ungaria și România a încercat până la un punct atât cât îi convenea să atenueze aspersitățile istorice, în numele frăției tuturor oamenilor muncii. Deceniile de libertate de după 89 au scos la iveală toate realitățile ascunse, orgolii, au frânt barierele și reținerile, dând frâu liber la dorințe legitime, dar și urilor refulate, chiar violențelor de limbaj și fizice. Cu toate astea, cu excepție evenimentelor de la Târgu Mureș din 90, nu au existat conflicte sângeroase în Transilvania postcomunistă. După ce timp de secole în care populația majoritată și-a păstrat identitatea în ciuda unor politici agresive, deznaționalizare, e un motiv just pentru a spune că Transilvania este a României. Din punct de vedere cultural, nimeni nu poate contesta influențele ale altor etnii în spațiul transilvanean, în special cele ale maghiarilor, sașilor sau evreilor, dar populația majoritară nu s-a regăsit de-a lungul secolelor sub o cârmuire străină. Așadar, după toate argumentele acestea, mai credeți că Transilvania aparține Ungariei?